Fier de tăiat, un spectacol de teatru inspirat din povestea pădurarului Liviu Pop, ucis în 2019 de către hoții de lemne, va fi prezentat publicului zălăuan și mai apoi itinerat în orașe precum Cluj-Napoca, Sibiu sau Târgu Mureș, în cadrul unui proiect derulat de Asociația ProTeatru. Proiectul este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și de Centrul de Cultură și Art al Județului Sălaj, fiind unul dintre puținele spectacole de teatru făcute în România pe teme de mediu și primul ce abordează tema tăierilor ilegale de păduri. Verde Tăiat este un spectacol de teatru și un proiect AFCN depus în luna martie. Când l-am depus, nu ne așteptam, sigur, l-am depus cu gândul că vom câștiga, dar nu ne așteptăm să câștigăm, având în vedere șansele mici de reușită, mai ales la primul proiect. Spre bucuria noastră, am câștigat al doilea proiect dintr-o listă de 80 și ceva, cu un punctaj de 96, parcă, sau ceva de genul. Lucru care confirmă pentru noi că este un proiect de viitor. Este unul dintre puținele spectacole de teatru făcute în România pe teme de mediu și, din informațiile mele, este primul spectacol de teatru pe tema tăierilor ilegale de păduri, pornind de la drama pădurarului ucis în 2019, Liviu Pop. Am pornit de la o situație dramatică. Acela a uciderii unui pădurar în încercarea lui de a apăra pădurile din Maramureș, mă rog, și din țară. Textul a fost scris de Alexandra Felseghi, pornind de la cazul acesta. Ea a mai compilat și alte cazuri, alte situații din țară și a creat niște personaje tip pe care le veți vedea acum sau în momentul în care vom putea să dăm premiera mare, cum îi spun eu, pentru că acum, având în vedere situația, pandemia, încerc să dăm o premieră mică, important pentru noi e să fie oamenii în siguranță, așa că vom avea un număr limitat de spectatori. Cum spuneam, Alexandra a compilat niște situații, a creat niște personaje reprezentative pentru vremurile în care ne aflăm, primarul de comună, șefocolul lui Silvic, jucat de Răzvan Bănuț, soția, pădurarul. Am adus o echipă de actori tineri, am încercat să ne focusăm pe a avea oameni din comunitate, Răzvan fiind din Zalău, eu sunt din Zalău, Darius e din Zalău, lucrăm și pe Emanuel Cifor, care a mai lucrat aici anul trecut într-un alt proiect, și am adus o actriță tânără în ascensiune, Irina Sibef, pe care cred că o să vă bucurați să o vedeți. Am încercat să ne ajutăm de oamenii din Zalău în ceea ce privește partea de producție, să dăm de lucru la cât mai mulți oameni care sunt de aici din comunitate, să realizăm aici decorul. Un decor realizat de Andreea Tecla, o tânără scenografă. Mi-e greu așa să vorbesc despre proiect pentru că traversăm o situație neplăcută și atunci, din păcate, nu putem să ne bucurăm din plin de munca noastră și de ceea ce am făcut, pentru că tot timpul trebuie să avem gândul ăsta, să avem undeva în spatele minții, trebuie să păstrăm distanțarea, trebuie să avem grijă, trebuie să fim foarte precauți la lucru, să ne-am testat, să ne asigurăm că nimeni nu pățește nimic, deci e un pic, e o situație nemai întâlnită pentru mine și cred că nici de dumneavoastră. Darius Prodan a vorbit despre partenerii care au făcut posibil acest proiect, dar și despre echipă, subliniind în același timp preocuparea tuturor de a sprijini comunitatea locală. Proiectul este cofinanțat de către Administrația Fondului Cultural Național și de către Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, care încă o dată se dovedește un bun partener și un susținător al nostru. Pe lângă aceasta mai avem un parteneriat comun cu Primăria Municipiului Zalău și Casa Municipală de Cultură, care ne oferă Sala Transilvania pentru a folosi-o la repetiții și la premieră. Noi urmând să plătim doar utilitățile. Despre echipă, aș vrea să vă mai spun faptul că
cum a spus și Adina, am încercat să luăm cât mai mulți oameni de aici și cât mai mulți oameni tineri și foarte, foarte pregătiți în domeniu. De exemplu, Andreea Tecla este premiată un ITER pentru debut acum un an, care este un mare lucru. Pe lângă aceasta, aș mai vrea să completez faptul că muzica originală este compusă de către Adrian Piciorea, căruia îi mulțumim că s-a alăturat proiectului, și desenele, grafica noastră este făcută de către Dan Perjovski. Da, de asemenea, din echipă fac parte și Florin Suciu și Oana Barna, care ne-a ajutat pe ultima 100 de metri cu partea de video. A fost un proiect foarte, foarte complicat, în sensul că, deși suntem un teatru independent, am vrut și ne-am luptat să ridicăm puțin ștagheta, să-l ținem la cât mai aproape de un spectacol mai mare de teatru de stat. Ceea ce vă spun este incredibil, incredibil de greu, mai ales având în vedere că noi aici nu am avut oameni care să știe exact despre ce e nevoie. Puteam să comandăm decoruri, recuzită sau alte lucruri de la firme specializate, din București sau din Cluj. Dar am ținut foarte mult, cum a spus și Adina, să dăm o parte din bani și să dăm de lucru efectiv societăților de aici. Cred că e important să se înțeleagă că prin orice proiect cultural, indirect, o mare parte din bani se întorc în comunitate prin faptul că trebuie să se realizeze niște decoruri, trebuie plătit, se cumpără niște costume care pot fi alese iarăși de la magazine locale. Am încercat să mergem cât mai mult pe zona de producători locali. Dramaturgul Alexandra Felseghi a făcut o documentare în prealabil despre acest caz și despre modalitățile în care se taie lemnul din pădure, ilegal, bineînțeles. Am introdus aceste cifre, câteva date, câteva modalități în text și în spectacol, fără să fie aruncate in your face, sunt plasate just, da, subtil. Și sunt, cumva am creat personajele de care e nevoie, care sunt esențiale în procedura aceasta de defrișări ilegale, că sunt în circuit niște oameni de la Ocolul Silvic, din autoritatea locală, fără de care nu se pot face aceste mânării. Da, ca personaje este vorba despre un primar al comunei fictive Stejerei de Sus, localizat undeva prin Bihor, prin Maramureș. Pe lângă aceasta mai avem un șef al locului Silvic, care o să vedeți în ce modalități colaborează cu primăria și cu firma primarului. N-am dus-o într-o zonă politică, că nu ăsta a fost interesul. Mai avem un anchetator care vine, este trimis de la București să ancheteze cazul pădurarului ucis, pentru care, din păcate, nu s-au găsit absolut niciun vinovat, niciun suspect. Mai avem pe soția pădurarului, încă un localnic și câțiva tăietori care apar acolo, tăietori, un om de la ISU, apar menționați. Eu zic că ne-am descurcat foarte bine, că am reușit să, în ciuda perioadei perioade de pandemie, când oricum în Zalău este foarte greu să faci producție de teatru, în pandemie este și mai greu și mă bucur că am reușit și vom reuși practic în 2 octombrie să ducem la bun sfârșit proiectul. Aș vrea doar să mai menționez că e foarte important ca lumea să înțeleagă, deși noi pe scenă vom vedea 4 actori, în realitate, pentru spectacol, au fost implicați direct mai bine de 15 oameni și indirect, prin firme și colaboratori, vreo peste 50 de oameni. Vorbim de toți care au, de la o structură metalică, de la vopsit, de la
construit. Noi oricum avem, doar în echipa noastră, avem 4-5 actori, un regizor, un butafor, un scenograf, un responsabil financiar, un manager de proiect, un documentarist, videograf, regizor. Deci sunt foarte mulți oameni implicați, deși asta nu se vede, pentru că m-am lovit adeseori despre, din partea localnicilor, justificat oarecum, că nu au de unde să știe, ce e atât de greu să faci un spectacol, pentru că sunt, vă urcați pe scenă, luați textul și faceți. Ei, nu, sunt mult mai mulți oameni implicați pentru un produs de calitate, bineînțeles. Dacă vrem să facem un produs îndoielnic, se poate face și cu mai puțină lume. Unul dintre actori este zălăuanul Răzvan Bănuț, angajat al Teatrului Municipal din Suceava. M-am născut aici în Zalău și am copilărit aici, până când am terminat liceul, după care am mers la facultate la Cluj, am făcut actorie, am terminat și pe urmă am mers și am tot trecut dintr-un teatru în altul. Acum am ajuns la Suceava, sunt angajat la Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava de vreo 3 ani, cam așa. Și cum am aflat eu de proiectul ăsta? A fost un anunț de casting pe Facebook și am zis, adică m-am gândit că, oricum, fiind angajat, nu vreau să rămân doar într-un loc. Și atunci asta a însemnat pentru mine o oportunitate. De altfel, mereu mă uit și caut să văd, să găsesc și alte proiecte mereu, în afara locului meu unde stau, propriu zis. Și am găsit anunțul și am aplicat și am rămas surprins când am văzut că am intrat. Și m-am bucurat să vin și mai ales să vin să lucrez aici în Zalău, în orașul în care am crescut. Pentru că până acum am tot fugit de Zalău, adică nu voiam să aud. Bine, nici nu prea se întâmplau lucruri de genul ăsta, sau cel puțin n-am auzit eu. Și atunci m-am bucurat să revin și să lucrez cu o echipă profesionistă. Să văd, chiar e posibil să se întâmple un lucru de genul ăsta în Zalău. Până și locul unde repetăm și unde o să ne manifestăm acum la premieră, sala Transilvania, e o sală foarte frumoasă și știu că La Suceava, de exemplu, activăm într-o clădire care inițial a fost proiectată pentru un cinema. Și atunci e diferită arhitectura. Acolo, la Suceava, e într-adevăr puțin mai rece, pentru că e construită tocmai pentru un cinema, să fie funcțional, să așa. Aici e puțin mai teatrală și cu picturi pe tavan și cu niște... sculpturi sau bazorelief, nu? Uh-huh. Așa. La Arlechinii scenei și e foarte frumoasă și văd că se poate și chiar ar fi interesant de început un demers de a crea o mini-trupă de teatru care să rămână aici, în Zalău, și să activeze. Sunt atâția studenți care termină actorie în fiecare an, sute, și care nu-și găsesc loc unde să se angajeze sau să activeze, sau teatrele independente se descurcă greu, mereu sunt dependente de finanțări, de autofinanțări și așa mai departe. Nu sunt puține, doar că nu sunt peste tot. Și atunci aici chiar ar fi un loc unde s-ar putea crea foarte multe lucruri și niște lucruri chiar interesante. Și-ar da ocazia și tinerilor care termină la Cluj, la Târgu Mureș, sau de ce nu, la București, la Iași, să vină și să ajungă aici, în Zalău. Pentru că un oraș mic îți dă o ocazie și un loc și un răgaz de a crea, spre deosebire de un oraș mare, cum e Bucureștiul sau Cluj, unde lucrurile se mișcă mult mai repede și atunci te obligă să-ți impui un ritm accelerat, care nu
100% din timp nu-ți oferă o calitate a produsului neapărată. Adică neapărat. Stând, în schimb, într-un ritm mai lent, mai așezat, mai așa, se pot crea foarte multe lucruri. Și asta mă bucură. Da. Cam atât am vrut să zic. Mă simt bine aici și mă bucur că sunt aici și că am avut ocazia să fac parte din echipa asta. Premierea spectacolului va avea loc în 2 octombrie în sala de spectacole a clădirii Transilvania, intrarea făcându-se pe bază de invitații în limita a 60-70 de locuri.